10 august 2023. Aruncăm o privire pe la urdinișe de data aceasta. Este foarte important să arunci o privire la urdinișe și când vezi astfel de situații, să vă arăt. Deci, o albină este controlată în exces de mai multe albine. Nu neapărat este furtișag, dar frica albinei de a fi furată în această perioadă crește și atunci va controla orice albină suspectă. În acest caz, trebuie strânse urdinișele la maxim. Nu mai ții cont că, vai, că se sufocă, că n-are aer, își face microclimat în stup, prin ventilație, și o să aibă atâta aer încât are nevoie. Aici toate trebuie strânse urdinișele la maxim. Maxim va însemna, vor fi strânse cam așa cum este aici. Văd că prezența trântorilor încă este. Același lucru era și aici, dar am strâns urdinișul și încep să se reorganizeze, chiar dacă e mai cald, și albina încet, încet își face o alt tip de pază la intrare, fiindcă nu mai are nevoie de un acces așa mare, fiindcă nu este cules. Și astfel va putea să-și aducă polen fără nicio problemă. Iată și aici, la fel, totul e în regulă. Iată aici e și mai fain, fiindcă stupul acesta este mare și mai vine câte o albină străină și este agățată. Iată acolo. De acum nu mai ai de ce să ții urdinișii largi. Bun, cam atât am vrut să prezint azi. Până data viitoare, numai bine!